Poza care ne-a atras atenția astăzi reprezintă unul dintre locurile de joacă amenajate anul trecut pentru copiii din zona Dacia și poza este destul de sugestivă. Ne referim la numărul copiilor din spațiul de agrement, opțiunile pe care aceștia le au și așa mai departe. Poza a doua însă demonstrează că în acel spațiu de joacă se pot organiza, spre exemplu, sporturi nautice, imediat după ploaie. Așteptăm și alte instantanee pe adresa redacția@tvmureș.ro. Pozele tale contează pentru noi, fă-le cunoscute!